Stimofei Natalia și astăzi ora de matematică o vom petrece împreună. Subiectul orei de astăzi va fi probleme cu două operații. Înainte de a rezolva probleme, vă propun să exersăm adunarea și scăderea numerelor și să completați tabelul cu numere lipsă. Analizând tabelul, observați cuvintele cheie. Erau, s-au vândut, au rămas. Deci, ce cuvinte reprezintă prima coloană? Erau. În operație înseamnă descăzutul. În coloana a doua, scăzătorul. Iar în coloana a treia, restul. Să completăm prima linie. Restul îl aflăm prin scădere. 70 minus 14 este egal cu 56. Scăzătorul se află prin scădere. 60 minus 52 este egal cu 8 mașinuțe s-au vândut. Descăzutul se află prin adunare. 82 plus 18 este egal cu 100 stilouri erau. Bravo, copii! Acum completați enunțurile. Numărul cu 8 mai mic decât 9 este corect, 17. Numărul cu 9 mai mic decât 21 este corect, 12. Diferența numerelor 50 și 5 este adevărat, 45. Suma numerelor 16 și 6 este corect, 22. Numărul mai mic decât 16 cu 4 este adevărat, 12. 63 micșorat cu 11 este 52. Dinu are 8 ani, fratele său mai mic cu 3 ani. Fratele lui Dinu are, corect, 5 ani. Împreună au, adevărat, 13 ani. Vă felicit pe cei care ați rezolvat corect exercițiile și ați obținut aceleași numere lipsă ca și mine. Acum, dacă am exersat adunarea și scăderea numerelor, vă propun să rezolvăm problema. Să citim. Pentru decorarea unei săli s-au pregătit 24 de baloane roșii și 17 baloane albastre. Câte baloane au rămas? Dacă 6, s-au spart. Citiți doar condiția. Pentru decolarea unei săli s-au pregătit 24 de baloane roșii și 17 baloane albastre. 6 s-au spart. Care este întrebarea problemei? Ce trebuie să aflăm? Câte baloane au rămas? Bravo, copii! Acum să ne gândim care vor fi cuvintele cheie. Corect! Ce s-a întâmplat cu aceste baloane? S-au pregătit, s-au spart și au rămas. Acum, să rezolvăm problema formulând justificări. Putem afla câte baloane au rămas? Sigur că nu. Trebuie să aflăm mai întâi câte baloane s-au pregătit în total. Deci, 24 plus 17 este egal cu 41 baloane. Acum, dacă cunoaștem că s-au pregătit 41 baloane, din acestea 6 s-au spart. Ce putem afla? Corect, copii, câte baloane au rămas? Din 41 scădem 6 și vom obține, adevărat, 35 de baloane. Au rămas. Răspuns, au rămas 35 de baloane. Precizați ce culoare au avut cele 6 baloane sparte, dacă problema poate fi rezolvată în felul următor. 17 minus 6, 24 plus rezultatul de la prima operație. Observăm că 6 baloane sparte s-au scăzut din 17 baloane albastre. Deci, baloanele albastre au fost cele care s-au spart. Aveți perfectă dreptate. Observăm cele de-a doua metodă de rezolvare. Din 24 s-a scăzut 6. Ce reprezintă numărul 24? Adevărat, numărul baloanelor roșii
Deci s-au spart 6 baloane de culoare roșie. Aveți perfectă dreptate. Rezolvăm următoarea problemă. Pe o terasă, 24 de porumbei și 37 de vrăbiluțe ciuguleau ferimituri. Au zburat 3. Completați enunțul problemei, astfel încât prima operație să fie 37 minus 3. Observați că 37 este numărul de vrăbiuțe. Deci, problema va fi în felul următor. Pe o terasă, 24 de porumbei și 37 de vrăbiuțe ciuguleau fărâmituri. Au zburat 3 vrăbiuțe. Fiți atent la următorul exercițiu. 24 minus 3. Ce reprezintă 24? Corect, numărul de porumbei. Deci, problema va fi. Pe o terasă, 24 de porumbei și 37 de vrăbiuțe ciuguleau fărâmituri. Au zburat 3? Corect, porumbei. Acum, următoarea rezolvare. 24 plus 37. Să vedem dacă veți obține aceeași problemă. Pe o terasă, 24 de porumbei și 37 de vrăbiuțe ciuguleau fărâmituri. Au zburat 3? Păsări. Bravo, copii! V-ați descurcat de minune. Sunteți descurcăreți și esteți. Priviți atent următoarele două rezolvări. Am să vă propun câteva probleme. Identificați problemele care corespund acestor rezolvări. Prima problemă. La un concurs au participat 27 de fete și 18 băieți. Câți copii au primit medalii? Dacă restul 30 elevi au primit diplome, putem rezolva această problemă prin prima rezolvare. Da, o putem. Bravo, copii! Fiți atenți la cea de-a doua problemă. Alina avea 23 de mere. Fratele său i-a dat 18, iar bunicul 30 de mere. Câte mere are acum Alina? Nu putem rezolva prin aceste operații. Bravo! Privim cu atenție la cea de-a doua rezolvare. Citim problema. Pentru a realiza o compoziție, la florărire s-au adus 15 lalele și 16 trandafiri și 18 narcise. Câte flori va conține compoziția? Putem rezolva această problemă prin această rezolvare? Nu putem. Citim următoarea. Într-un autobuz erau 15 pasageri. La prima stație au urcat 16. La următoarea au coborât 18. Câți pasageri sunt acum? Această problemă o putem rezolva prin aceste operații? Da, copii, o putem. Sunteți foarte ingenioși. În continuare vă propun să completăm rezolvările cu numerele și justificările lipsă. Să ne amintim prima problemă. La un concurs au participat 23 de fete și 18 băieți. Câți copii au primit medalii? Dacă restul 30 de elevi au primit diplome. Deci, ce aflăm prin prima operație? 23 plus 18 egal cu... Adevărat, 41, ce sunt aceștia? Copii au participat la concurs. Dacă cunoaștem că 41 copii au participat la concurs și 30 au primit diplome, ce putem afla? Corect, 41 minus 30 este egal cu 11 copii au primit medalii. Răspuns, 11 copii au primit medalii. Continuăm să realizăm același lucru. De data aceasta, vă propun cea de-a doua problemă considerată de noi corectă. Într-un autobuz erau 15 pasageri. La prima stație au urcat 16. La următoarea au coborât 18. Câți pasageri sunt acum? Ce aflăm prin prima operație? 15 plus 16 este egal cu... Corect, 31 pasageri erau după prima stație. 31 minus 18 este egal cu... Adevărat, 13 pasageri sunt acum. Răspuns. Acum sunt 13 pasageri. Bravo, copii! V-ați descurcat de minune. În continuare, priviți cu atenție imaginile. Acestea sunt fructele preferate ale Mihaelei. Astăzi, acestea se vând la următoarele prețuri. Un kilogram de mere costă 5 lei.
un kilogram de struguri, 12 lei, un kilogram de prune, 10 lei și un kilogram de pere, 8 lei. Mihaela are 40 de lei. Ce a cumpărat ea? Stabiliți în baza exercițiilor propuse. 5 lei plus 8 lei plus 12 lei. Corect, copii, Mihaela a cumpărat 1 kg de mere, 1 kg de pere și 1 kg de struguri. 12 lei plus 10 lei plus 8 lei. Adevărat, fetița a cumpărat 1 kg de struguri, 1 kg de prune și 1 kg de pere. 40 lei minus 5 lei minus 10 lei. Bravo! 1 kg de mere și 1 kg de prune. 40 lei minus 12 lei minus 8 lei. Corect, fetița a procurat 1 kg de struguri și 1 kg de pere. Dragii mei, lecția a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participarea activă. Vă urez în continuare succese și realizări frumoase. La revedere!